Ok, poate că ăsta e un subiect pe care crezi că deja îl cunoști. Ei bine, mereu poți învăța mai multe, așa că hai să începem. Dar mai întâi, de ce e important să te joci cu pisica ta? Pisicile sunt de fapt niște prădători la bază, așa că au nevoie să simtă că muncesc pentru hrană. Desigur că nu toate. Despre voi vorbesc persoanelor. Glumesc, chiar și persoanele se joacă, deși mai puțin decât celelalte. Așadar, pisicile au nevoie să simtă că vânează. Și ăsta e un instinct care nu poate fi șters. Deci, prin joacă, pisicile simulează vânatul și astfel devin fericite. S-ar zice, o pisică obosită e o pisică fericită și cu minte. Din păcate, nu toate pisicile se joacă bine singure, indiferent de câte jucării îi iei. Pentru unele dintre ele, jucăriile sunt prea statice, așa că nu le stârnește instinctul de vânător. Și de obicei, dacă aceste pisici sunt lăsate în voia sorții, vor face orice ca să stârnească atenția, adică vor face orice nu au voie. Pot să înceapă să roadă cabluri, căști, peduri de mouse sau să mănânce plante, sau pot să devină agresive cu alte pisici lângă care conviețuiesc. Nu contează că le cerți, atât timp cât le dai atenție și te ridici într-un suflet către ele. Practic, ele vor doar să-ți spună că sunt plictisite și că vor acțiune. O pisică de genul este Marcel. Sica, în schimb, se joacă foarte bine singură, în timp ce Betty e între. Iar acum o să vorbesc despre cum să te joci cu fiecare tip de pisică. 1. Pisicile care se joacă bine și singure. Aceste pisici se joacă excelent atât timp cât au jucării. De obicei, preferă mingiuțele pe care poți să le arunce dintr-o parte în alta. Ce aș recomanda pentru ele sunt jucăriile de genul care nu au părți ce pot fi înghițite ușor. Deși se descurcă singure, e foarte bine ca din când în când să te joci cu ele pentru a le stimula mai mult mintea. Cu Sica mă joc uneori aruncându-i mingea, însă asta funcționează doar când vrea ea. Practic s-a învățat singură să se joace aport, însă doar atât timp cât are chef. De asemenea, mă mai joc și cu undița, însă ei plac doar undițele cu fir lung. Ce mai merge foarte bine la Sica sunt jucăriile puturoase cu valeriană. Dacă ați intrat vreodată pe Zoo Plus, poate ați văzut deja că există astfel de jucării. Doar că vă avertizez că sunt foarte puturoase și mai ales această veveriță după care se că e nebunită. 2. Pisicile care au nevoie de puțin ajutor. Din această categorie face parte Betty. Uneori se joacă cu jucării, dar de cele mai multe ori își urmărește coada. E incredibil de adorabilă și de scumpă, dar nu e suficient pentru ea. Așa că uneori miaună prin casă în continuu când e plictisită și nu ne lasă în pace. Ce funcționează cel mai bine la ea e o baghetă. Că e undiță, că e baghetă, asta depinde foarte mult de pisică și nu neapărat de cât de bine se joacă singură. Dar ca idee, Betty e nebunită după această baghetă. Îi plac foarte mult firele strălucitoare din ea. Inițial, bagheta avea pene care tot picau, așa că le-am tăiat pe toate. Din păcate, ce-am găsit pe site-uri nu seamănă cu ce am eu, având mai multe pene decât franjuri. Eu am luat-o de la AgroLand și o recomand cu încredere. Dar oricum ar fi, nu e nevoie să mă joc foarte mult timp cu Betty. 3. Pisicele care nu se joacă singure cu jucării. Din această categorie face parte Marcel. Nu știu dacă are legătură cu faptul că e motan, însă Marcel detestă să se joace singur. Pur și simplu nu e fericit, așa că atunci când e plictisit, face orice ca să ne atragă atenția. Ba sare pe rafturile de deasupra de televizor, după care încearcă să coboare pe el, știe că asta ne face să ne ridicăm, ba încearcă să dea cu ceva jos de pe raft sau se apucă să roadă cabluri sau mousepad. Uneori începe și să sară, să le muște pe fete, dar într-un mod destul de agresiv, așa că nu avem nicio șansă decât să ne jucăm cu el. Am încercat și să-l închidem câteva minute într-o altă cameră să se liniștească sau să se joace singur, dar nu funcționează. Din fericire, avem câteva metode prin care îl liniștim când e agitat. 1. Îl alergăm. Dacă îl apucă agitația când celelalte pisici nu au chef de joacă, îl alergăm noi prin casă pentru a-i consuma energia. Din fericire, stăm la casă, așa că nu e nimeni jos să ne audă. 2. Ne jucăm cu undița. Lui Marcel îi plac atât undițele cât și baghetele și tind să cred că îi place bagheta puțin mai mult. Dar atâta timp cât se mișcă, Marcel o urmărește. 3. Îl fac să se joace cu jucării. Practic, iau jucăriile și încerc să le fac să pară reale. Și funcționează. Ce am observat la Marcel e că simte nevoia să dea cu picioarele în jucării și să le muște, ca și cum ar face cu prada în mod normal. După ce mușcă și dă în jucării de câteva ori, e fericit, așa că mă joc cu el cu jucării, încercând să simulez prada. Desigur, și dacă îți bagi mâna la înaintare, el va fi bucuros să-și bage colții în ea, însă nu recomand să vă jucați cu mâna ca să nu vă rănească. Dar metoda asta de joacă pentru a calma pisicile de genul e fenomenală. Împreună cu alergatul, e rețeta perfectă pentru a obosi și liniști pisica. Pe Marcel îl apucă joaca de câteva ori pe zi, având un nivel de energie destul de ridicat. Și din ce am citit, motanii ar fi mai energici și se joacă mai agresiv decât pisicile,
dar nu pot garanta. Pe lângă asta sunt tot felul de jocuri micuțe pe care poți să le faci. De exemplu, poți să stai sub pătură și să-ți miști picioarele ca pisica să sară la tine. Sau poți să încerci să umpli un balon să vezi dacă îi place. Bun, asta ar fi despre joacă, însă mai am câteva sfaturi pentru pisicile foarte energice și nițel agresive. Pentru o bună conviețuire cu celelalte pisici, pisica ce se joacă agresiv trebuie să fie mereu obosită. Asta e o regulă. De asemenea, dacă ai o astfel de pisică, trebuie să fii foarte atent să nu ai vreun cablu sau vreun fir pe care felina să-l poată roade sau înghiți. În plus, trebuie să verifici și jucările pentru pisici și să îndepărtezi părțile periculoase, pentru că nu toate sunt sigure. Pe urmă, un obiect pe care îl recomand din tot sufletul e un ansamblu de joacă înalt. Știu că este costisitor, dar se merită. Atât Betty cât și Marcel adoră să se cațere în el când vine vorba de joacă. Asta întrucât pisicilor le plac în general locurile înalte. Ce mai recomand e să te joci cu ele înainte de masă. Practic, joacă în acest caz ar însemna vânatul, iar hrana recompensa. Unele pisici însă preferă joaca după masă, ceea ce e complet în regulă atât timp cât pisica primește interacțiunea de care are nevoie. Trebuie doar să fii atent dacă nu cumva pisica vomită după atâta alergat, caz în care trebuie să o lași mai moale. Tot ca să liniștești o pisică înnebunită după mușcat, poți lua niște bucăți de lemne speciale pentru ros, cum ar fi acestea. Însă bucățile de genul nu pot fi digerate, așa că pisica le va vomita. Ce să faci atât timp cât îl ajută pe Marcel, eu sunt mulțumită. Tot pentru a roade, poți și chiar recomand să iei iarbă pentru pisici, mai ales că le ajută la digestie. Ce mai recomand sunt metodele de hrănire interactive, cum ar fi această planșă sau acest șoricei cu găuri. Ele îi dau ceva bătăi de cap pisicii, iar în schimb felina simte că face ceva pentru hrană ca și cum ar vâna. Acestea sunt lucrurile pe care le recomand, însă mai sunt și unele pe care nu cred că merită să dai bani, și anume jucăriile interactive. Chiar dacă la început pisicile sunt intrigate de noua jucărie, după ceva timp îi vor învăța mișcările și își vor pierde interesul. Asta pentru că își vor da seama că nu e ceva real. În aceeași categorie intră și laserul. Chiar dacă în primele sesiuni pisica va fi înnebunită după el, va deveni frustrată că nu-l poate prinde. În final își va pierde interesul. Marcel, de exemplu, știe deja de unde vine lumina și încearcă să sară direct la laser. Desigur, eu vorbesc din proprie experiență. Pentru pisicile mele pur și simplu nu funcționează jucăriile de genul și am învățat să nu mai dau banii pe ele. Am avut câteva pe care nu le mai folosim. Dacă însă ai descoperit o jucărie de genul care le ține în priză pe pisicile tale, spune-mi în comentarii și s-ar putea să o încerc. Și cam atât pentru azi. Dacă ți-a plăcut videoclipul și te-a ajutat, dai un like în semn de apreciere. Mersi și ne auzim data viitoare!